este un omagiu adus uneia dintre marile noastre comori naționale, culturale și nu numai, chiar și de entertainment. Una dintre vocile care pe foarte mulți dintre artiștii tineri îi inspiră. Poate nu neapărat pentru cât de special a fost vocea ei, ci pentru cât de frumos trăia și punea pe versuri și pe muzică întreaga ei viață. Și mai mult de atât, n-o să spun, o să las muzica să vă înalțe sufletele și noi vă mulțumim pentru această frumoasă prezență și energie din această seară magică. Thank you.
vă mulțumim din toată inima în numele domnului director al Operei Naționale din București, maestrul dirijor Daniel Jinga.